Apariție surprinzătoare astăzi în Copou, un ieșean a surprins o căprioară rătăcită. Acesta a reușit să filmeze animalul din mașină pentru câteva secunde. Căprioara ar proveni din pădurea Breazu. De altfel, în perioada pandemiei, animalele și-au făcut un obicei în a tranzita orașele. Cum oamenii au stat în case, animalele sălbatice au fost văzute pe alei pietonale și străzi.